multor altor mari aeroporturi din lume, cum ar fi Atena, Paris, New York, San Francisco sau Amsterdam. Așadar, arta își găsește un loc aici extrem de bine plasat, pentru că dacă au fost chiar discuții, dacă e mai bine să fie la secțiunea sosiri sau plecări, până la urmă oamenii, iată, au o modalitate cu totul inedită de a-și petrece timpul așteptând plecarea către destinația propusă. Vreau să vă spun că am rămas surprins să aud că de 8 ani a fost inițiat acest demers. Am fost extrem de interesat să se realizeze, pentru că vedem cu toții, este un lucru foarte bun. Nu a fost de nevoie de prea multă putere de convingere față de ministrul de atunci al transporturilor, domnul Lucian Bode, cu care a fost suficient o singură convorbire pentru a ne da tot concursul, și iată că astăzi ne aflăm aici. Vreau să vă spun că voi fi adeptul ideii pentru a se permanentiza această expoziție, voi susține acest lucru, și doar lucrările expuse să fie cele care se rotesc. Vitrinele, eu zic că și-au găsit un loc bun aici și aici trebuie să rămână. Mai mult de atât, văd că se bazează mai mult această expoziție pe colaborarea cu zona privată și în acest sens voi fi activ. Voi încuraja instituțiile de stat să fie mai deschise în a pune la dispoziție exponate pentru astfel de evenimente, pentru că, până la urmă, muzeele de stat au nu numai rolul de a conserva, ci și rolul de a promova arta, iar aceasta este o modalitate foarte bună și foarte eficientă. Așadar, eu mă bucur că suntem împreună aici. Invit pe toată lumea care este în tranzit pe aeroportul Otopeni să petreacă puțin timp la această expoziție și la următoarele care vor veni. Am avut o discuție chiar acum înainte cu domnul director al aeroportului, care și-a exprimat și dânsul deschiderea pentru a fi permanentă această expoziție. Așadar, eu zic că este doar un început de drum și acest spațiu expozițional încă va mai avea multe de spus. Mulțumesc!